Ți-ai închipuit vreodată, măcar pentru o secundă, cum ar fi să nu te poți mișca? Ți-ai imaginat ce ar însemna să vrei să vorbești, să știi ce vrei să comunici și să nu poți? Îți poți da seama câtă neputință și câtă suferință ar însemna să treci prin acea ceva? Dacă da, atunci înmulțește suferința asta cu 10, cu 100, cu 1000 și tot nu ai să ajungi să înțelegi ce pot simți doi părinți nevoiți să asiste zilnic la chinul copilului lor, care nu poate vorbi, nu poate să meargă, nu poate să stea în picioare, nu poate nimic. Și asta nu de o zi, două sau o săptămână, ci de 8 ani de când s-a născut. Asta simt de atâta amar de timp părinții Ruxandrei, o fetiță din Giurgiu Crun lovită de soartă. Are 8 ani, dar nu poate să meargă, nu se poate mișca, nu poate vorbi. Cel mai dureros este însă pentru cei doi părinți care își iubesc unicul copil ca pe ochii din cap și care fac tot ce e omenește posibil pentru a o vedea pe Ruxandra sănătoasă, faptul că nimeni nu le poate spune de ce suferă copila lor. Niciun medic nu a reușit să afle asta. Toți au dat cu părerea, toți au încercat tratamente cu medicamente sau naturiste, cu ace sau homeopatice, cu gimnastică și recuperare, însă nimic nu a dat rezultate. Disperați, părinții au tot căutat o șansă pentru Ruxandra și într-un final au găsit-o, o clinică din Turcia, unde medicii vor să vadă ce e cu copila, să afle de ce boală suferă și apoi să-i prescrie un tratament adecvat. Numai că asta costă. Și costă imens pentru familia care trăiește doar din salariul de însoțitor al mamei și pensia bunicii, pentru că tatăl este șomer de mai bine de un an. Așa că cei 3.000 de euro, ce ar fi necesar numai pentru analizele de bază, sunt un vis greu de atins pentru această familie greu încercată. De aceea Florin și Octavia, dar mai ales Ruxandra, au acum nevoie mai mult decât oricând de ajutorul nostru, al tuturor. Orice leu donat acestei familii poate însemna o șansă în plus la o viață normală pentru Ruxandra. Haideți să arătăm acestor oameni, să arătăm Ruxandrei că ne pasă de un suflet de copil nevinovat și că, mână de la mână, putem salva o viață și putem reda zâmbetul și copilăria Ruxandrei.